Procesul domnului Caragiale de Mircea Ștefănescu. În distribuție, Horațiu Mălăele, Ion Lucian, Mihai Fotino, Mitică Popescu, Șerban Celea, Eugen Cristea, Dan Condurache, Ion Pavlescu, Alexandru Bindea. Regia artistică, Dan Cuican. Onorată opinie publică, în calitatea mea de reporter al întâmplărilor de tot felul, e firesc să mă adresez și azi tot ție, ție cu care mă tutuiesc de când lumea și cu care am o permanentă legătură spirituală, fiindcă tot ce se întâmplă sau nu se întâmplă în acest năzdrăvan București al anului 1901 intră prin gura mea în urechile tale și din urechile tale se întoarce să iasă înflorit pe gura ta, care nu cunoaște mititica, nici frână, nici odihnă. Și dacă îmi dai voie să fac o paranteză, tot e bine că din două urechi iese pe o singură gură, căci ce ne făceam dacă mama natură ar fi fost denaturată și ți-ar fi dăruit o singură ureche și două guri care să înflorească fiecare după fantezia ei ce i-a fost vestit urechea. Știu, iubită gura lumii, că lacomă de zvonuri aștepți de la mine tot ce este nou, cât mai nou, dacă se poate chiar și un fapt care nu s-a născut încă, dar pe care eu să-l miros că se plămădește undeva. Na, mirosul nu mă înșală nici de data asta. Cred că se pregătește ceva senzațional în lumea literaților noștri. Cred că se ascut în umbră armele împotriva unui om care, la ora asta, nici măcar nu poate bănui ce-l așteaptă. Cine e agresorul și cine e omul? Ei bine, agresorul este Constantin al Ionescu. Vă rog să nu mă mai prezentați sub numele necunoscut al tatălui meu. Eu semnez Caion. Vă rog să mă scuzați. Vă prezint pe domnul Caion, în vârstă de... Ce importanță are, domnule, când pentru un suflet mare valoarea nu așteaptă ca vârsta să o măsoare, nu? În orice caz, precoce. Da, ca domn Rodrigo. Și în plus, redactor... Prim redactor al revistei literare. Da, de sub direcția lui Teodor M. Stoenescu. Mă rog, de formă. Eu conduc revista și fac ce vreau. Da, am reținut precoce. Tocmai de aceea, domnule Caion, despre ce ne-ați putea spune câteva cuvinte pentru ca opinia publică să vă prețuiască așa cum se cuvine? Știu eu despre personalitatea mea. Perfect. Vă să zic că ne-ați putea spune, domnule Caion, la ce anume se reduce personalitatea dumneavoastră? Nu-mi place expresia se reduce. Mă rog. Eu sunt în plină ascensiune, domnule. Puteți anunța ultimele mele volume apărute în limba franceză la editura fraților Reto din Paris. O asemenea personalitate nu se reduce, domnule. Ea se întinde, crește, se înalță, Mă rog, întreabă mai departe. Dar e adevărat, domnule Caion, că în ultimul timp una dintre fețele, vă rog să mă scuzați, una dintre suprafețele multiplei dumneavoastră personalități v-a fost jignită? Și dacă da, de către cine? Da, domnule, am fost grav jignit de acel
Analfabet, care nu-și poate dovedi mai mult de 4 clase gimnaziale și care are totuși îndrăzneala să conducă revista Moftul Român. Da, acolo unde parodiază pe poeții decadenți. Și unde și-a bătut joc de o poemă de-a mea în proză, în care cântam părul iubitei mele. Cum adică? Nu va publica-o? Ba da, dar cum? După ce mă prezintă cititorilor sub titlul Un frizer poet și o damă care trebuie să se scarpine în cap, ca pe un autor lirico, decadento, simbolisto, capilaro, secesionist, îmi spune că sunt turbat de impresia stupefiantă ce mi-a produs o capelura dauro, blondo, iriso, bronzată, a aceleia care, etc., etc. Or, probabil că dumneavoastră nu erați chiar turbat, ci doar, cum să zic eu, inspirat, nu? Ați putea să ne citați nouă un fragment din poema pe care v-a inspirat-o? Aș putea să vă recit. Vă rog. Titlu: Capul ei. În flacăra adormită a părului ei resfirat, plutește patima sufletului meu bolnav. Poezia astrală a unei lumi divine se află cuprinsă în părul ei înflăcărat și aș vrea să mă sting sub mireasma crepusculară a părului ei, să mă sting de dragoste. Și e o întreagă lume plină de farme când părul ei sublim, haos profund... Ai citit dumneata ce spunea analfabetul despre această lume din părul ei înmiresmat? Cum să nu, cum să nu? Țin minte chiar fraza din Moftul Român. De atâta lume în capul dumneaei, tare trebuie să se scarpine iubita dumitale. De ce nu-i dai mai bine și nițică alifie calmantă pe lângă atâta iritantă proză, nu? Numai sub biciul zeflemelei o muză a putut să plece din viața unui poet. Cât îl urăsc pe acest pretins scriitor și cât îl înțeleg pe Dimitrie Sturza, că l-a respins de la premiul Academiei pentru motive de imoralitate și tendință antinațională. Ce avertisment ne-a dat nouă generației tinere împotriva acestui grecotei defăimător al societății românești. No, că îl distrug, domnule. Tocmai. Știți, Cafeneaua vorbește că ați fi descoperit cum că piesa lui Năpasta este plagiată. Da. Am descoperit plagiatul și îl voi denunța opiniei publice. Da, sunt convins. Totuși, un atac de acest fel împotriva unui dramaturg... de reputația lui Caragiale. Ce reputație? Dar nu vi se pare că lupta ar fi cam inegală? Mă rog, pentru dumneavoastră. Nu, domnule, nu. Pentru că eu nu sunt singur. Am spatele bine apărat și am documente zdrobitoare. Mm-hmm. Datorită lor îl voi ataca de la înălțimea la care mă va ridica opinia publică. Am plecat. Când te uiți la el și îl vezi așa neisprăvit, ai zice că îl sufli? Și cade. Se pare totuși că ăștia sunt mai periculoși. E, ca să fiu drept, mi se făcuse dor să mai văd și un om. Iată-l. Maestre Caragiale, o să vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări. Voi, reporterii, sunteți băieți buni, dar aveți un mare cusur. Cum este cineva în drum să-i isprăviți? Săriți pe el cu întrebările. Și dacă e și bătrân, credeți că știe tot. Maestre, îngăduiți-mi, se spune că o urbe care n-are un bătrân să și-l cumpere. Da, dacă are prea mult, să mai vândă câțiva din ei. Bineînțeles, mă refer la lichelele bătrâne. O lichea, înainte de a fi promovată lichea bătrână, a început prin a fi o lichea tânără, care a urmat la școala unei lichele bătrâne, care i-a eliberat diplomă de lichea de viitor. Sau nu despre politică vrei să mă întrebi? Nu, maestre, nu. La altceva voiam să ajung. Dar, pardon, îmi îngăduiți să vă întreb de ce, fiind scriitor și scriitorul care sunteți, ați simțit nevoia să vă faceți și berar? Simplu, dragul meu. M-am făcut berar ca să pot trăi. Din scris nu se poate trăi. Ca să mă pot menține ca scriitor, ce n-am făcut? Multe? Păi să le numărăm cu anefănică. Am fost corector, giran responsabil, meditator de copii, revizor școlar, funcționar la regie, profesor la liceu, berar în Gabroveni, restaurator în gara Buzău, registrator la regia monopolurilor statului și încă o dată berar. Deci sunt 10 meserii. Da, plus moștenitor, 11, maestre. Ce vrei, neavând un unchi în America, a trebuit să mă mulțumesc cu o mătușă în Europa. Dar vezi că statul
nostru constituțional n-are grijă să asigure fiecărui scriitor o mătușe prin care să aibă de la cine spera îmbunătățirea existenței cotidiene. Și cu asta basta. Dar încă o clipă, maestre. N-am ajuns încă la, cum să zic eu, la scopul convorbirii noastre. Ce spui? Urmăreai un scop? Natural. Tot în legătură cu scrisul, fiindcă, totuși, operele dumneavoastră v-au adus venituri. Da. Dacă ți se știe, în anii cei mai buni, rețeta totală a lucrărilor mele n-a depășit 2300 de lei. 2300 de lei? Asta e tot? Cum mai este, doar cu asta v-ați ales de pe urma muncii dumneavoastră? A, nu, am avut parte și de alte răsplătiri, ce vrei? Pentru că am niște afurisiți de o care văd tot ce e strâm și o blestemată de gură care dictează condeiului să nu ierte. O noapte furtunoasă mi-a fost fluierată, ciuntită, înjurată și scoasă imediat de pe afiș. Da. Dale carnavalului, de asemenea, fluierată. Volumele teatru și năpasta, respinsă. A, da, năpasta. A, năpasta. Nu că ar fi ceva, dar... Știți, maestre, v-aș întreba așa, din curiozitate... Dacă ești curios, de ce taci? Maestre, dumneavoastră n-ați scris piese cu țărani, nici până la năpasta, nici după. Spuneți-mi și mie, cum v-a venit inspirația să scrieți această piesă? În fine, care ar fi sursa ei reală, sursa ei adevărată? Asta voi să știți. Da. Păi să vezi, dragul meu, pornirea piesei mi-a venit direct din viață. Acum aproape 20 de ani, pe când eram revizor școlar în Argeș, m-am oprit o dată în satul Tâgveni, de pe malul Topologului, la un han. Ascultă. Hei! O înșneaz, dar mai repede că mi se usucă gâtul și fac țâlnă ca găinile. Imediat, coade, imediat. Ce faci acolo, Dumitre? Lasă fata. Băi, dar frumoasă fata aveți aici în cârciuma voastră. E, boierule, pentru fata asta o să se facă moarte de om. Așa s-au născut în mintea mea personajele din Năpasta, cu drama lor. I-am zis fetei Anca și am măritat-o cu cel de la masă, Dumitru. I-am zis cârciumarului Dragomir și l-am pus în junghie din gelozie pe Dumitru. Restul știi din piesă. Da, maestre, dar... Ce? Ce? Mi se pare că te codești. Cum să vă spun, maestre, dumneavoastră știți ce vorbește cafeneaua? Dragă, eu trâncănesc atât cât stau la masă cu amici, încât nu mai aud ce se vorbește și la alte mese. Nu glumiți, maestre. Îl știți pe Caion? Caion cel cu părul iubitei. A, da, da, da. Ce cu el? Ce, i-a chelit muza? Nu, maestre, vă acuză că ați plagiat năpasta și strigă peste tot că are dovezi zdrobitoare. Nu, mă, nebuni, dovezi? Dovezi, da, și că o să le publice. Ce-și copil? Eu vă las, maestre. O să vadă el ce copil sunt când s-o întâlni acum cu de la Vrancea la Gambrinus. Dar o să mă întreb, iubită opinie publică, de unde știu eu că o să se întâlnească acum chiar cu de la Vrancea la Gambrinus? Vai de mine, vai de mine, păi se poate să mă întreb tu așa ceva pe mine? Reporter, ce-și copilă? Caragiale și de la Vrancea și-au aperitivul și discută în fața două numere din revista literară. Dragă Barbule, pe mine mă supără doar nerușinarea dobitocului. Acuzațiile lui mă lasă rece. Mă uit prin articole și nu-mi vine să cred. Ia uite, se spunea odată că e original Nevoie Mare. Adică eu... Da, 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 tu. Și că tot ce a scris nu-i decât produsul capului dumnealui. Adică ăsta... Ăla, da, cum lasă gluma, că mie nu-mi place treaba asta. Ce, mă, Barbule, o să-l ia cineva serios? Dragă Iancule, eu vorbesc acum ca avocat. Uite, poftim. Acum și această faimă a zburat, căci capodopera sa Năpasta nu-i decât o plagiatură după o dramă ungurească intitulată Nenorocul și datorată unui Kemeny István,
dramă tălmăcită pe românește de către Alexandru Bogdan în anul 1848 la Brașov. Subiectul ambelor drame este același, doar numele schimbate. Încolo, fii atent, e furat pe de-a întregul din sacul lui Chemeni, care a rămas un necunoscut, pe când domnul Caragiale a devenit cu drama ungurului un mandarin literar de care nimeni, crede domnia sa, nu trebuie să se atingă. Și o să se atingă de el? O să se atingă, Iancule, că uite, uite. Drama aceasta e imprimată cu litere chirilice și trebuie să-mi exprim admirația pentru domnul Caragiale. Eu credeam că nici atâta nu știe. E formidabil. Cartea este foarte rară și aceasta domnul Caragiale o știa când s-a apucat să scrie năpasta și nici gând nu avea că taman după atâta vreme plagiatul dumnealui va ieși la iveală și îl va ustura. Și iată și corpul delict. Și te pune pe două coloane? Și seamănă, mă, Iancule? Seamănă? Seamănă. Bărbule, tu dacă mai vorbești mult ca avocat, nu o să te convingi numai pe tine că am plagiat, o să mă convingi și pe mine. Hai, lasă gluma, iubitule. Ba, că acum o să mă tem de un mucos obraznic, nu? Mucos? O fi. Dar să vezi ce perversie. Că uite, și la asta îți răspunde dinainte. Fii atent. Iată o teorie favorabilă hoției de toate genurile. Furi, omori și vine un june polițist, adică el, Caion, și te ia de guler, iar tu, adică tu, Caragiale, tu, țanțo, și răspunzi: foși, domnule, eu sunt hoț bătrân, mucosule, ce cauți să mă arestezi? E primejdios, domnule, tipul. Eu cât mă știu cu sufletul curat... Dar nu e vorba de ce știi tu, ci de ce va crede lumea. Tu nu știi care e puterea calomniei. Firea oamenilor e bănuitoare. Tu ești dușmănit cu nemiluita. Se vor grăbi mult să-ți întrețină reputația de plagiator. Pe mine o frământă în clipa asta doar o simplă curiozitate. Cine o fi acest Chemeni? Chemeni. Coincidențe sunt într-adevăr bătătoare la ochi. Dar nu e prima oară în literatură. Nu, barbule, să lăsăm pe domnul Caion să urle. Mă rog, e aproape 12, trebuie să fug la tribunal. În orice caz, dacă te răzgândești și te hotărăști să introducem acțiune pentru calomnie, mă găsești sus la apel, secția 1, până la orele 3. Nu trebuie să-l lăsăm să urle, Iancule. Ba, o să-mi pezi acum de gura lumii. M-oi mulțumi cu stima cunoscuților. Tu crezi că un monument nu poate să fie rost de un vierme? Mă rog, iar după 3 să știi că sunt acasă. Salve, Iancule. Salve. Băi, cine ești până aici la voi? Nu-i unul Caragiale? Da, Coane. E, spuneți să nu mă mai lase cu alba goală, că pe urmă mă supă și nu mai calcă prăvălie. Că atâta client plătitor avea și el. Da, vine, Coane, vine! Să trăiești, iubit amice. Nici nu bănuiești ce fericit sunt că te întâlnesc. Zău? Băiete! Ha, Coane? O halbă! Vine! Ce mai faci, ce mai zici, ce mai citești? Precum vezi, revista literară. E interesantă? Nu știu, n-am citit-o încă. Poftiți, vă rog. Dumneata ai citit-o? Da. E, atunci e rândul meu să te întreb. E interesantă? Ia ghici. Să ghicesc, să ghicesc, să ghicesc. Bine, o să încerc, dar înainte de a ghici, să-ți povestesc o întâmplare. Mă rog. A întâlnit odată un negustor glumesc pe Nastratin Hogea. Și zice: Hogio, dacă ghicești ce am în bazmaua asta, ți-l dau ție să-l faci jumări. Ia ghici. Și? Hogia se gândește și răspunde: ia mai spune încă o dată. Dacă ghicești ce e, ți-l dau ție să faci jumări. Nu-i destul atâta, spune Hogia. E prea departe. Mai dă-mi un semn măcar să mă apropii de înțeles. Așa, adaugă negustor, uite, e ceva gogoneț, cu coajă tare și înăuntru, dacă spargi coaja, deasupra e alb și în mijloc e galben. A, zice Hogea, după ce se gândește bine. Las că știu eu acum. Ai scobit o gulie și ai vârât înăuntru o bucățică de morcovă? Da, da, e bună. Și? Și uite că eu nu o să caut ca Nastratin
prea pe departe înțelesul ghicitorii. Ce-mi spui? Ce crezi, amice? Am plagiat sau n-am plagiat? Apoi vezi că ai citit? Și atunci eu, care mă știi că nu umblu cu șoalde, ce pot pentru ca să cred când dumneata vii și îmi declar că n-ai citit? Păi să avem pardon. Salutare! Salutare! Uite, pentru halba domnului! Și mie mai adun una! Să trezi! Da, bine, băiatul! Să fi avut dreptate, Barbu. Uite-i pe Lache și pe Mache, nedespărțiții. Salutăm, nene Iancule! Încă două halbe! Vine! Ce faceți, mă, băieți? Băi, cu năpasta asta, nene Iancule. Cu năpasta? Cu ce năpasta? Lasă, Mache! Nu, lasă-l să spună, lasă-l să spună. Năpasta care o știi, nene Iancule? Bă, uite că nu știu, care năpasta? Aia, cu reținerile. Cu reținerile, da, da, da. Cu reținerile, da. Poftiți? Noroc, băieți. Noroc, Iancule. Și tu, Lache? Parcă n-a căzut năpasta și pe capul lui. Lasă, Mache. Lasă-l, domnule, să-ți spună. Ce năpastă, Lache? Nu-i nicio năpastă, nene Iancule. Nu-i năpastă. Și încă ce năpastă? Parcă lui îi ajunge leapa. Hai să nu ne mai plângem. O fi având și nenea Iancu destule năpastă pe capul lui. Salutăm, salut, salutăm, nene Iancule. Salut, păi bine, mă, vorbești de funie în casa spânzuratului. Ce-am zis, bă? Cu nepasta. Nu mă gândisem la asta. Domn Caragiale, ce faceți? Ce? Păi ce, nici dumneavoastră nu plătiți? Uite, toți banii ăștia sunt ai tăi. Restul consumaților să facă jupânul cinste. Am plecat la tribunal, cheamă un birjar. Imediat, coane! Suntem la redacția revistei literare. Senzație mare în București, șefule! Urlă Calea Victoriei, urlă redacțiile, urlă cafenelele, urlă carul cu bere! Domnule, dumneata, decât să intri urlând în redacție, mai bine arată-mi probele plagiatului. Le-a adus? Un cuvânt are caion, șefule. Promis și executat. Ia uite-le! Două file din volumul lui Kemeny Istvan în chirilice. Una cu titlul... Da. Nenorocul. Așa. Tradusă din ungurește și dedicată poporului român de A. Bogdan Kronstadt, 1848. Și cealaltă? Cealaltă cu paginile 173 și 174, da. Cele de pe care am reprodus scenele denunțate în revistă, cele mai incriminate. Este, domnul Stoienescu. Este, Caion, este. Mi-ai luat o piatră de pe inimă. Ia uite, pagini îngălbenite de vreme. Cum și-ar fi închipuit maestrul Caragiale că o să le mai scoată cineva la lumina zilei? V-am adus pachetul ăsta, șeful. Da, da. Și vi s-a lăsat și hârtia asta acasă. Da, mulțumesc. O citație? Citație? Du-te, Ioane, du-te, mulțumesc, du-te. Și asta o citație la curtea cu juri, pentru calomnie prin presă. În ce m-ai băgat, ca Ioane? La curtea cu juri? M-or fi citat și pe mine? Auzi întrebare. Păi, dar ce e prostia asta, domnule? Ce e barbaria asta, domnule? Citați la jurați pentru o calomnie? Mă rog, chiar dacă ar fi, dar cine a mai pomenit așa ceva în țara românească? Păi aici de când lumea ne înjurăm, ne pupăm, ne scoatem ochii, ne-i punem la loc. A trebuit să vină grecoteiul ăsta ca să strice datina. Auzi, domnule, să-i sară bâzdâcul pentru că l-am făcut hoț. Dar eu auzi, ce sunt de vină, domnule, în treaba asta? Sau eu, dacă l-am prins. Ia, sus fruntea, șefule, că documentul vorbește. Ne aflăm pe culoarul din fața sării de ședințe a curții de jurați.
Ești bun? Spune-a început procesul. Abia acum o să izbucnească drama. Până acum Stoienescu a fost scos din cauză. Caion a trimis un certificat că e bolnav, dar de la Vrancea a cerut să fie judecat în lipsă, ceea ce s-a admis. Și curtea se constituie astfel fără jurați. Fără jurați? Bonjour. Bonjour, așa e legea, mă rog. Dacă lipsește inculpatul, sărut mâna. Intrăm? Eu am să mă repet o clipă la bufet. Da. Salut, sărut mâna. Da. Știi, nu mă decideam dacă să vin sau nu. Așa sunt eu, nedecisă. Salonele vă spun chiar femeia în dilemă. Asta mi s-a tras de la o întâmplare. Întâmplarea aia cu Jenica și Costică, o știi. Am auzit ceva. O știi, o știi, a vorbit tot Bucureștiul. Nu duceam un trai bun cu Mitică și nu mă decideam cu cine să mă consolez. Cu Jenica sau cu Costică? Și cum ați ieșit din dilemă? Mi-a picat la așternut. În cărți, în cărți, Petrică. Însă nici azi nu mă consolez că din pricina lui l-am neglijat pe Georgică, de a cărui pasiune nebună n-am aflat decât după ce m-am măritat cu Ionică, de care m-a scăpat Lică. E, a fost o luptă mare, domnule. Dar acum sunt liberă. Știți, pe mine mă cheamă Fănică. Și cu cine ești dispus să te bați pentru mine? Cu nimeni. Atunci eu între dumneata și cine să mă decid? Eu sunt răsplata învingătorilor. Ai, dar cine crezi că o să triumfe azi? Caragiale ori Caion? O să vedem acum după pledoarea lui de la Vrancea. Ah, dar uite că a cerut cuvântul. Hai să... Liniște! Domnule președinte, onorată curte, vă mărturisesc din capul locului că mă cutremur de greutatea situației în care mă aflu. Oricât de mare ar fi un scriitor, acesta nu e de ajuns pentru a-l apăra împotriva unei atât de grave acuzații de plagiat. Evidența faptului denunțat public de Caion este atât de zdrobitoare încât vorbele mele, oricât ar fi de meșteșugite, nu pot copleși. Îl apără pe Caion? Înarmat până în dinți cu documente, denunțătorului Caragiale își sprijină acuzarea pe fapte materiale. A anunțat mai demult că documentele descoperite de el sunt zdrobitoare, că ele vor vorbi de la sine și, în adevăr, ele sunt atât de puternice încât vorbesc de la sine, punându-ne nemijlocit în fața unui plagiat. Grozavă întorsătură! Îl înfundă pe Iancu. Da, domnilor, căci, spune Caion, faptul brutal, documentul publicat, onorată curte, se înfățișează zdrobitor pentru Caragiale. Ce mai afirmă Caion? Că dramaturgul Caragiale a furat drama năpasta după o dramă intitulată Nenorocul, a celebrului dramaturg ungur Kemeny István. Și Caion pune pe două coloane paralele în revista literară scene din năpasta lui Caragiale și din Nenorocul lui Kemeny. Și scenele, da, domnule președinte, da, onorată curte, scenele, într-adevăr, și aceasta este cumplit pentru reputația lui Caragiale, scenele sunt absolut identice. Documentul vorbește de la sine. Pentru a compara, să alegem dintre scenele incriminate și publicate pe două coloane în revista literară scena a noua, actul 3 din Nenorocul lui Kemeny, și scena a șaptea, actul 2 din Nepasta lui Caragiale. Personajele lui Caragiale le cunoașteți, cârciumarul Dragomir și soția lui Anca. În drama lui Kemeny ei se numesc altfel. Pe Dragomir îl cheamă Ștefan, pe Anca Maria. După cum vedeți de la început, cam singura deosebire ar fi că între Ștefanul lui Kemeny și Dragomirul lui Caragiale ar fi că primul are mustața răsucită în sus, iar al doilea o are întoarsă în jos. Că primul trage din lunea și al doilea din foiță. Liniște! Rezumând plastic,
Ar fi o mai mare deosebire dacă i-am scoate lui Ștefan luleaua din gură și i-am pune-o lui Dragomir? Ei, cam acesta este tot efortul creator pe care l-a făcut Caragiale ca să transforme nenorocul în năpastă și să culeagă lauri și drepturi de autor cu o lucrare furată. Și atunci, față în față cu asemenea dovezi, noi, opinia publică, cititori și spectatori înșelați, ce mai putem face decât să punem pe Caragiale la zid? Rezon, domnule, să se mai termine cu dumnealui. Prea ne lua pe toți. Dar de ce lipsește Caion? Simt că mă decid. Domnule președinte, onorată curte, cam așa aș fi pledat dacă în acest proces aș fi fost apărător al lui Caion și aș fi vrut să dovedesc că marele nostru dramaturg Caragiale a plagiat. Dar întrebarea e, a plagiat Caragiale? Cu voia onoratei curți, eu l-aș întreba chiar pe el, pe vechiul meu prieten. Cum, Iancule, dacă te-ai ispitit să pritocești textele celor două drame, ca să te alegi și tu cu o piesa ta, atât te-a tăiat capul să inventezi, să scrii ceas în loc de oră, omorât în loc de ucis, spune în loc de zi, vino în loc de hai și să întorci mustața lui Ștefan cu vârfurile în jos? Și el mi-ar răspunde? Dacă atât m-a tăiat capul, e că n-am făcut-o cu al meu, ci cu acela lui Caion. Exact așa mi-a răspunde onorată curte. Dacă opinia publică s-a putut îndoi de Caragiale, asta ne arată cât de mare, cât de primejdioasă poate să fie puterea calomniei. Ei bine, ca să o spulberăm, noi vă rugăm să studiați actele depuse la dosar și care dovedesc că nu există nici măcar o coincidență între cele două drame, necum un plagiat, pentru simplu fapt că o dramă, Nenorocul, și un dramaturg ungur, Kemen István, n-au existat niciodată. După cum arată rezultatele cercetărilor noastre făcute la Brașov și Budapesta, unde ne-am adresat celor mai erudiți istoriografi literari. Cât despre cele două file cu care Caion a surprins buna credința lui Stoenescu, ele, expertiza e concludentă, au fost tipărite chiar de pârât, cu litere chirilice și, pentru a părea vechi, îngălbenite la lumânare. Domnule președinte, onorată curte, calomnia lui Caion este dovedită. Caragiale a vegheat jumătate din nopțile sale pentru a ne crea o dramaturgie națională, dar spiritul lui ascuțit și profund a denunțat șarlatania, a zugrăvit zăpăceala și denaturarea spiritului național. Rolul lui a fost de a lupta pentru însănătoșirea vieții noastre publice. Și când el și-a robit tot talentul și toată inteligența pentru fala noastră a tuturora, noi să-l izbim, să-l pătăm, să-l înfățișem lumii ca pe un furt ordinar? În concluzie, vă rog să dați calomniatorului o sânda ce îi se cuvine. Liniște, să ascultăm întâi sentința. Curtea, în virtutea legii, condamnă pe inculpatul Constantin al Ionescu, zis Caion Major, la pedeapsa închisorii corecționale pe timp de 3 luni de zile și la 500 de lei amendă în folosul statului. Procesul se reia deoarece Caion a făcut recurs. Jur! Chiar din declarația dumitale, domnule Caion, reiese că ai vrut să te răzbun pe domnul Caragiale.
Domnule președinte, onorată curte, dumnealui m-a insultat prin moftul român, făcându-mă de tot râsul prin cuvinte pe care nici nu le pot reproduce înaintea curții. Dar de ce se jenează domnul Caion? Onorata curte citește regulat moftul român. Rog pe domnul președinte să întrebe pe domnul Caragiale de ce... De ce l-a atacat pe domnul Caion ca scriitor? Domnule prim jurat, Caragiale luptă de o viață întreagă împotriva racinelor decadente care sapă literatura românească și ne strâmbă limba. Da, bine, sigur, sigur. Domnul avocat al apărării, are ceva de spus? Da. Domnii jurați, ar dori totuși să știe dacă domnul Caragiale recunoaște în domnul Caion un june cultivat. Da, de ce, colega? Pentru că și-a anunțat prin ziare o mulțime de volume în limba franceză pe care nu le-a scris niciodată? Mă rog, e un june cultivat? Băiat cu carte, mai e vorbă un adevărat enciclopedist. Știe din toate câte nimic. Poate. Cu asemenea ironii l-a provocat pe Caion. Oare Caion nu este un scriitor? Da, dar la asta am dorit să răspundă domnul Caragiale. Vă răspund. Domnilor, de la o vreme se întâmplă în lumea românească, dovedit cu date statistice, un fenomen ciudat. Se nasc oameni de talent artistic în proporție covârșitoare asupra numărului populațiunii. Unde vreți să ajungeți, domnule Caragiale? La Caion. Dacă în alte părți ale lumii se constată, să zicem, la 100 de născuți, unul de talent, la noi proporția este răsturnată. Numai unul e fără talent dintr-o sută de născuți. Avem careva să zică la nașteri 1% fără talent. Numai așa putem înțelege cum unele școale, înalte, produc mai mulți scriitori decât cititori. Pentru a încheia interogatoriul, domnule Caion, stăruiești că domnul Caragiale a plagiat? Da, domnule președinte, stăruiesc că domnul Caragiale a plagiat. Domnul procuror are cuvântul. Totul e clar, domnule președinte. S-a făcut dovada neexistenței lui Chemeni și deci a existenței calomniei. Foile cu litere chirilice sunt dovada cea mai evidentă, întărită prin expertiză, a calomniei. În consecință, vă rog să dați un verdict de culpabilitate. Apărare are cuvântul. Domnule președinte, onorată curte, e straniu acest proces în care se cere trimiterea în pușcărie a cuiva pentru că a acuzat de plagiat. Desigur, ar fi mai firesc, colega, dacă am băga în pușcărie pe admiratorii lui Caragiale, care le acuză de originalitate. Nu toți criticii admiră opera domnului Caragiale. E adevărat, cunosc critici cărora nu le place Răsăritul, Apusul, Luna sau Marea. Dar ia să le fi făcut ei. La noi, românii, nu se admite să se facă ceea ce s-a făcut de către domnul Caragiale când poporul nostru zice gura lumii, numai pământul o astupă. Dacă vă referiți la gura mea, domnule avocat, vă fac o prorocire. Cred că nici pământul nu o să o astupe. Da. Va vorbi peste veacuri. Poate, domnule de la Vrancea, dar eu mă referisem la gura lui Caion. Pe a lui sperăm să o astupe dreptatea verdictului. Dar este drept să facem din Caion un client al Ocnei? Un eveniment se judecă având în vedere mediul în care s-au petrecut faptele. Caion este victima mediului social în care trăiește. Da, în asta sunt de acord cu domnul avocat al apărării. Caion a comis cu impertinență un fapt pe care legea îl condamnă. Dar adevărații vinovați sunt acei care au stat și stau în spatele lui. Condamnându-l pe el, onorată curte, condamnați manevrele lor. A spus aici prietenul de la Vrancea că rolul meu a fost să lupt pentru însănătoșirea vieții noastre publice. Da, pentru asta a trebuit să demasc și să lovesc pe un Caion oarecare, nu. Pe acei care stau în umbra lui Caion. Pe acei care l-au educat în moravurile lor, folosindu-i invidia și necinstea ca pe un instrument prin care să se reverse ura și răzbunarea lor. Nu cu un Caion oarecare mă judec eu aici. Procesul care s-a dezlănțuit prin el, prin Caion, nu este între mine și el. Chiar dacă dispare Caion din această incintă, procesul
merge mai departe. Chiar dacă dispare completul de judecată, procesul merge înainte. Chiar dacă dispare publicul, procesul merge înainte, pentru că procesul care s-a deschis și care mocnea de mult este între voi, generatorii morali ai caionilor de tot felul. Dumneata, domnule prin jurat, da. Cum te numești? Mi-a scăpat numele când s-a făcut apelul juraților. Aristide Angel. Nu e adevărat, dumneata, te numești Cațavencu. Eu Cațavencu? Nu te-i cunoaște eu. Dar de ce sunt Cațavencu? Pentru că ideile mele politice fiind foarte... Fiind ultra progresiste. El e s-au recunoscut. E sau nu proprietarul unui ziar liberar căruia îi zice independent, ca să arunci praf în ochii cetățenilor naivi? Sunt, stimabile. Ești sau nu prezidentul unei societăți economice care sub pretextul patriotic al încurajării industriei române exploatează munca a sute de oameni? Trecând peste toate insinuările, sunt, stimabile, sunt și... Și daia onorabile, spune lumea Cațavencu. Și dumitale, stimabile, îți spune lumea... Farfuridii. Și de ce îmi spui farfuridii? Pentru că ești prost, prost ca farfuridii al dumnealui, al domnului Caragiale. Și dumneata ești canalie. Cum? Da, da, cum e Cațavencu al dumnealui, al domnului Caragiale. De ce, estimabile? Întreabă-mă, ne-i cu sole să spui. Păi știu ei bine de ce râzi. Nu v-a suflat mandatul de deputat în ultimele alegeri? Este, spuneți. Păi nici nu se putea altfel, că eu vorba ție, marcantă, eu care în toate camerele, cu toate partidele. Așa, ca românul imparțial. Chiar așa, domnule Caion. Caion? Da. Eu sunt Caragiale. Aha. Caragiale? Da. Aha. Și dumneata? Eu? Da. Eu sunt Caragiale, aha, reclamantul în procesul pe care îl judeci dumneata, aha, acum cu o minte atât de strălucită. Aha. Caion e părâtul. Aha. Aha, da, am priceput. De ce te-a părât? Eu l-am părât pe el. Păi zici că el e părâtul. Da, pentru că l-am părât eu. Asta o întoarce mereu. Și atunci de ce te-a reclamat că l-ai părât? Nu, eu l-am părât că el m-a reclamat. Asta e zeb de creu. Va să zică, el e reclamantul. Și eu te întreb, de ce te-a părât? Și văd că te dai după ușă cu răspunsul. De ce te-a reclamat? M-a reclamat opiniei publice că aș fi plagiat. Cum așa, hodronc tronc? Fără să-ți toarcă întâi ceva bani ca să nu-ți reclame? Vezi, la asta nu s-a gândit. Așa prost a fost? Da. În loc să te aibă la mână, să te frețe bine, să-ți seară ce voia când voia, el te-a dat de gol și nu te-a mai poate strânge cuza. Eu pentru asta l-aș condamna pe loc. Rezon! Ai puțin tică răbdare. Auzi, ai puțin tică răbdare. Un moment. Domnilor, vă iau martor pe dumneavoastră, cei din sală, să nu spuneți pe urmă că am născocit. Oricât de tâmpiți. Da. Sau de canale vreți să-i faceți în literatură, tot nu-i nimerește așa cum îi face viața. Bravo-s, domnule X! Manciu mă cheamă, Manciu! Lăsați-l să se creadă, lăsați-l să se creadă, Manciu! Da, domnule X, ești o forță. Nici nu se putea ca dumneata să nu fi mai indicat decât dumnealor pentru mandatul de deputat, fiindcă ești o sinteză, domnule. Sinteză ne-i cu soarele. Da. Prezon, curat sinteză. Strașnic prim-ministru ar fi Manciu ăsta. Să-l pupim bot și să-i pap tot. Te-am prins, bătrâne intrigant. Acum pricepeți de ce-l ridică pe dumnealui? Ca să ne învrăjbească și mai rău între noi. Pe noi liberalii, conservatorii. Pe mine cu dumnealui, pe dumneata cu dumnealui, pe mine? Dumnealui, asta a făcut toată viața. Când a scris la liberali, a înjurat pe conservatori. Și când a scris la conservatori, a înjurat pe liberali. Este, domnule Caragiale? Este, cu o rectificare. Când am scris la liberali, am înjurat pe conservatori și pe liberali. Când am scris la conservatori, am înjurat pe liberali și pe conservatori. Ca românul imparțial. Ne-a atacat pe toți și ne-a făcut de râs. Azi unde ne ducem, umblăm cu
cu poreclele cu care ne-a procopsit dumnealui, domnul Caragiale, ca niște câini cu tinichelele de coadă. Eu, Cațavencu, dumneata, Falfuridi, dumneata, Trahanache. Eu, Trahanache? Da, ce pe nevastă mea, pe Filoptea, o cheamă Joițica? Ce Filoptea? Uite, și dumnealui, dumnealui, Titirca. Cum o să fie Titirca? Deci eu sunt terestregiu? Păi, da, te-ai ajuns, ești petrolist. Dar pentru dumnealui, tot Titirca ai rămas. Iar el, uite, el, Pristanda sau Ipingescu, toți cu pecetea pe frunte. Numai eu, Sinteză. Da, sigur, Sinteză. Și mulți alții. Așa cum ne-a atacat pe noi, l-a atacat și pe acest Caion, aruncându-l în brațele noastre. Crezi că n-am fi fost mai bucuroși ca un scriitor cu tăișul dumitale să fie de-al nostru, domnule Caragiale? Dar iată că lumea pe care ai bat jocorit-o se întoarce azi împotriva dumitale. S-a întors de mult, domnule. Numai că dumneata ne-ai judecat destul un sfert de veac. Azi te judecăm noi. Da. Să te luăm noi destul și să te întrebăm. Ce poftești, pămusiu? Da, până te ivi dumneata eram toți liniștiți. Eu îmi vedeam de ziarul meu, de societățile mele. Eu de comitetele mele. Eu de discursurile mele. Eu de condeiele mele. Liniștit în viața publică și în cea particulară, de când s-a ivit dumnealui și s-a băgat în treburile noastre. De ce? Liniște! De ce m-am băgat în treburile voastre? Speram să vi le stric, domnule. Imposibil! De trei ori imposibil! Pentru că ai uitat un lucru, bătrâne intrigant, că în împrejurări ca acestea, micile pasiuni trebuie să dispară. Și cum toți suntem români, mai mult sau mai puțin onești, noi ne prezentăm coalizați în fața loviturilor. Da. N-am uitat, domnilor. Coaliția asta a voastră am urmărit-o toată viața. V-am luat pe rând în tărbacă, dar știam că dând în unul, lovitura mea va trece prin toți, ca un curent electric. Și așa am vrut eu să vă lovesc. În plin, pe toți, deodată, ca pe un singur trup, ca pe o sinteză a tuturor vicilor voastre. Această hidră cu două capete. Două capete care primesc hrana aceluiași trup de principii monstruoase. Și știți cine reprezintă desăvârșit această culme a ticăloșiei? Această sinteză a ticăloșiei? Eu știu că sunt eu. Eu nu știu ce e sinteză, asta e, nu știu sinteză. Ești dumneata. E monstru cu două capete care stăpânește viața politică a țării. Dumneata. Dumneata care ai trecut prin toate camerele, nu simți că ai două capete, un cap liberal și un cap conservator? Sau dacă le pui alături și le aduni, dau ca rezultat ceea ce se numește monstruoasa coaliție. Eu cu tine m-am răfuit o viață întreagă, cu capul tău. În capul tău s-au unit dușmanii pe care i-am lovit și care m-au lovit, prostia ăstuia lui Farfuridi și ticăloșia ăstuia lui Cațavencu. Și coalizate s-au desăvârșit. Da, agamiță. Ești mai prost decât Farfuridi și mai canalie decât Cațavencu. Și ești cu atât mai primejdios cu cât, fiind așa, ți se pare că e firesc ca tu să fii mai mare și mai mare ca să iei comanda. Care v-a zis că ai râs de mine? Nu, am râs de voi toți, pentru că știam că nimic nu va arde mai rău decât râsul. Așa? Atunci să deliberăm! Să deliberăm! Liniște! Pohotește o țară când vă recunoaște și asta e răzbunarea mea! Deliberăm cu mâna pe conștiință! Cu mâna pe conștiință! Domnii jurați, deliberează! La întrebarea, este Constantin al Ionescu, zis Caion, culpabil de învinuirea ce i s-a adus? Comisia domnilor jurați răspunde în unanimitate nu! În consecință, furtă la chită de orice pedeapsă.
Iubite maestre, după achitarea lui Caion, mi-ați declarat că ați socotit purtarea lui doar ca o impertinență de copil. Totuși n-ați fost prea generos. Știți că el continuă să vă calomnieze. Are tot dreptul. De altfel, insultele, dragul meu, sunt un fel de omagiu de andoasele adus talentului. Pretinde că ați plagiat și scrisoarea și dale carnavalului? Cu plagiatul și cu altele, greu e până începi. Da. Sunt unii oameni care nici tam, nici sam s-au obișnuit să urle. Ori eu știu că nici lupii nu urlă vara. Și în ceea ce mă privește, eu mă mir că urlă și iarna. Blană au, iar lemne, slavă Domnului, destule în pădure. Totuși urlă. Și atunci de ce să nu urle degeaba și oamenii? Asta e tot ce ne spuneți? Dragul meu, după cum a arătat și un apărător de-a lui, Caion nu e decât o victimă. Victimă? Înțelegi, mediu, influența. Dumneata știi ce sunt termitele? Cum să nu știu? Niște insecte. Da, niște insecte care fac școală. Cum școală? Da, uite să-ți vorbesc despre termite și o să te lămurești. A, termitele, da, termitele, mie mi se pare că trăiesc în armonie. Și ce armonie încă, foarte solidare. După câte știu, sunt săpătoare, dar și constructoare. Și ce constructoare încă, sapă orice a clădit omul ca pe ruinele clădirilor omenești să-și clădească ele cuiburile lor. Ei, din punctul ăsta de vedere, îmi par destul de, hai să zic, umanizate. Umanizate? În ce sens? Bineînțeles, în sensul ocult. Așa da, așa da. Adevărul e că rozând în ascuns tot ce le este în cale, lucrarea lor chiar este numită o lucrare ocultă de destrucțiune. Termitele își sfredelesc galeriile pe sub pământ, până la temeliile locuințelor. Pe urmă suie, suie intrând pe sub podele, se năpustesc asupra mobilelor și proviziilor de orice fel și atacă tavanurile până ajung la acoperiș. Lucrează, lucrează, însă cu multă băgare de seamă să nu dea cumva de lumină și respectă cu cea mai mare grijă suprafața obiectelor atacate, mulțumindu-se să se legolească pe dinăuntru. Acum înțelegi ce înseamnă o lucrare științifică sau literară în care ai pus de toate. De pildă cum pun eu în lucrările mele, la care vin termitele pe întuneric să le găurească. Îngrozitor, absolut îngrozitor. Dar, maestre, de unde au învățat termitele toate astea? Păi pe lângă trup n-au și cap, unul mai mic. Dar după cum unele sunt învățători, altele învăță cei. Școală, nu? Vedeți termita asta bătrână? Seamănă cu primul nostru ministru, domnul Dimitrie Sturza, zis Mitiță. Dar o vedeți pe asta tânără? E leit capul lui Constantin al Ionescu, zis Caion. Ori nu era să învețe Sturza de la Caion, capra de la iadă. Iada a învățat de la capră. Dumnea ei, adică dumnealui, mi-au respins volumele de teatru de la premiul Academiei. Nu numai pentru imoralitate, și, te rog reține, și pentru tendință antinațională. Ai reținut? Atunci îți pot spune în paranteză că Mitiță Sturza e tatăl viitorului colonel trădător Alexandru Sturza. Mă iertați, maestre, dar termitele astea nu pot fi niciun fel stârpite? Se pare că un efect bun ar avea gazul de clor pur, dar leacul mântuitor trebuie dus până în adâncul răului, până acolo unde începe totul. Să nu izbutească pe deplin. Poate că nimicind un cuib, două ișcolo, să te pomenești că se ivezi mai mult în alte părți. Nu trebuie niciun moment de repaus, de îngăduială după ele, fără preget. Scotocește mereu pretutinde și unde simți că mișcă, trage-le cu clor până la saturație, până îi sprăvești odată cu ele, să nu se mai cuibărească, să nu mai sape. Ați ascultat Procesul domnului Caragiale de Mircea Ștefănescu. Adaptare radiofonică
Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Caragiale, Horațiu Mălăele, Caion, Șerban Celea, De la Vrancea, Ion Lucian, reporterul Eugen Cristea, Agamiță Dandanache, Mihai Fotino, Casavencu, Dan Condurache, Farfuridi, Alexandru Bindea, Trahanache, Radu Panamarenco, Ipingescu, Mitică Popescu, Titircă, Doruana, avocatul apărării, Ion Pavlescu, Lache, Dumitru Chiesa, Mache, Petre Lupu, președintele, Alfred Demetriu, Stoienescu, Sorin Gheorghiu, procurorul, Eusebiu Ștefănescu, doamna în dilemă, Gabriela Popescu, servitorul, Candid Stoica, Piccolo, Gheorghe Pufulete, comentatorul, Mihai Din Vale. Asistența tehnică, Radu Vergeș și Bogdan Golovei. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.